De mai bine de 10 ani, penitenciarul Giurgiu organizează programul O zi cu tata prin intermediul Serviciului Asistență Psihosocială din cadrul unității. Astfel, miercuri 21 iunie a avut loc la Muzeul Județean Teohari Antonescu și mai târziu în curtea din spatele instituției o activitate cuprinsă în cadrul acestui program. Mai multe detalii despre O zi cu tata ne-au fost oferite de inspectorul principal de poliție penitenciară, Cătălina Mălureanu, din cadrul Serviciului Asistență Psihosocială. Ne aflăm astăzi la ultima întâlnire din cadrul programului O zi cu tata. Am ales să o derulăm în incinta Muzeului Teohari Antonescu Giurgiu. Noi avem un parteneriat solid care durează de mulți ani. Colaborăm cu muzeul din municipiul Giurgiu și desfășurăm diferite activități în vederea reintegrării socio-familiale a persoanelor private de libertate. Așa cum v-am mai spus și în întâlnirile anterioare, programul O zi cu tata are o tradiție, să spun, de mai bine de 10 ani și îl derulăm cu persoane private de libertate pe care le custodiază penitenciarul Giurgiu și în cadrul acestui program există și 4 întâlniri cu copiii și cu familia persoanelor private de libertate. Miercuri 21 iunie, cele 6 persoane private de libertate au avut oportunitatea de a vizita Muzeul Județean Teohari Antonescu Giurgiu. Apoi au mers în curtea instituției pentru a petrece timp alături de familiile lor. Astăzi am în prima parte a întâlnirii a fost prezentat muzeul, domnul director adjunct al muzeului ne-a prezentat specificul acestei instituții și acum urmează să derulăm activități cu copii, activități interactive, se joacă, își petrec timp cu părinții și la finalul activității vor servi masa împreună. Pentru o desfășurare cât mai bună a programului O zi cu tata, Serviciul Asistență Psihosocială din cadrul penitenciarului Giurgiu are și parteneri în organizarea activităților cuprinse în acest proiect. Proiectul este al Fundației ABC Timișoara, în colaborare cu toți cei care sunt gata să contribuie la acest eveniment. Suntem pe final, am avut și de data aceasta o grupă deosebită. Mulțumesc celor din conducerea penitenciarului, mulțumesc doamnei Mălureanu. Vreau să vă spun că de fiecare dată când am spus că ăsta ar fi finalul, am avut încurajare, am avut susținere și suport oameni din țară și chiar din străinătate, care mi-au spus că facem o treabă extraordinară aici la Giurgiu și ar merita să continuăm. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de mine, sunt alături de acest proiect. Sunt foarte mulți, nu pot să le dau numele, v-am spus, sunt oameni de excepție, oameni care mă susțin și sunt persoane care se roagă pentru mine de când intru în penitenciar până termin programul. Sunt oameni care mă întreabă dacă pot să facă ceva, dacă pot să ajute, cum să contribuie și chiar am fost surprins să văd cât impact poate să aibă astfel, un astfel de proiect. De asemenea, Viorel Dumitru a punctat și câteva aspecte importante ale programului O zi cu tata. Cele mai importante lucruri aici gândim despre familie, familia. Chiar dacă trece prin momente mai deosebite, tata rămâne tată, indiferent că este aproape sau e într-o perioadă plecată puțin de acasă. Copiii sunt tot copii, chiar dacă sunt mai departe, ei în continuare trebuie sprijiniți, ajutați, sfătuiți și toți cei dragi trebuie să treacă împreună prin momentele grele. Și iată, proiectul acesta, O zi cu tata, reunește oameni care sunt în sistemul penitenciar ca și ofițeri, subofițeri, persoanele care sunt închise, familia care vine, organizații, persoane care ajută și toți împreună încercăm să facem cât mai mult bine cu putință. După ce au vizitat muzeul, cei 6 deținuți prezenți au primit și diplome de merit din partea celor implicați în proiect. Apoi au continuat să-și petreacă timpul alături de familiile venite, iar ziua s-a încheiat cu o masă tradițională alături de cei dragi.